Doamnelor și domnilor, am revenit aici la Agricultura la Raport. Invitații mei din această seară sunt domnii Laurențiu Baciu, președintele LAPAR, domnul Angel Constantin, fermier din Independența Călăraș, și domnul Constantin Epure, fermier din județul Vâlcea. M-aș opri un pic la domnul Epure, pentru că știu că a avut mari probleme cu animalele sălbatice, o suprafață importantă și aveți încă. O suprafață importantă pe care ați avut-o cultivată cu porumb a fost distrusă în totalitate. Pierderile sunt mari, ați făcut toate demersurile necesare pentru a vă recupera paguba. N-ați găsit în schimb înțelegere. Haideți să le spunem telespectatorilor ce e de făcut. Știu că a apărut și legea vânătorii, asta ar trebui să vă ajute să fie în favoarea dumneavoastră, să primiți banii mai repede, în termen de 30 de zile, din partea statului român, iar statul român să se îndrepte împotriva respectivului fond de vânătoare care ar trebui să se ocupe de animalele respective, de animalele sălbatice pe care le are acolo pe... Deci vă spun are că problemele sunt și în acest moment. Dacă vedeți cum arată tarlalele desfundate de porci mistreți, îmi pare rău că n-am făcut o poză, am fost ieri în teren și să vă arăt cam ce se întâmplă. Citeam o știre în presa locală că s-au omorât cam 1000 de porci mistreți la nivelul întregului județ Vâlcea. Eu zic că sunt mult mai mulți, deci numărul lor e mult mai mare. Înțeleg de la domnul președinte Baciu că a apărut legea vânătorii, care e destul de avantajoasă, la prezentarea anterioară, atunci când am fost prezentat dumneavoastră, venise și cu propunerea ca să se facă un fond mutual, pentru că Uniunea Europeană vine cu bani pentru speciile care sunt protejate. Statul român ar trebui să vină cu bani și gestionarii fondurilor de vânătoare care să vină cu bani ca despăgubirile să fie corecte și să fie întocmai și la timp. Chiar dacă legea vânătorii, așa cum spune domnul președinte, vine, e mai simplu de aplicat, domnul președinte, nu? Foarte simplu. Să nu ne mai trezim ca până acum, să așteptăm să vină o mulțime de reprezentanți ai diferitelor instituții în teritoriu ca să putem să ne recuperăm pagubile. Mai sunt problemele și cu crescătorii de animale domestice. La ciobani vă referiți? La ciobani, sigur că da. Proprietari, de aici. La proprietari. Nu avem, și cu ajutorul domnului președinte, să îl interpelăm pe domnul Pintea, pe directorul APIA, să încercăm și să primim un răspuns de ce nu se aplică niște norme ca crescătorii de animale să aibă suprafețele unitare. Deci în momentul în care mă duc să declar la APIA, am animalele astea, am numărul ăsta de animale, am suprafața asta, dar e unitară, nu formată din bucăți disparate. Ca ei să o ia așa pe toate pe culturile noastre și să nu putem să le facem absolut nimic. Și aici trebuie să găsim o soluție. Ce soluție ar fi pentru fermierii care sunt în situația domnului Epure? Știu că legea asta, din punctul meu de vedere, e o lege bună care îi ajută și e mult simplificată. Da, știți prea bine că s-a dezbătut ani întregi această lege, au fost pro și contra, toți cei prezenți la dezbatere căutau să-și tragă foc la oala lor, neinteresându-l de celălalt. Până la urmă am reușit să-i trezim pe toți și să înțeleagă că trebuie să trăiască și porcul, dar și noi și să om, ne facem business-ul. Văd că anul ăsta s-a luat deja, probabil și datorită pestei, s-a luat o măsură și s-a cam dublat cota de extracție. Dar totodată au mai rămas multe probleme nerezolvate în teritoriu și cred că cu această lege cei care sunt în drept își vor face treaba, și anume că gestionare de fond, știm prea bine că fondul cinegetic este proprietatea statului și este concesionată la diversi. Dar această concesiune implică și niște obligații. Orice spune domnul Epure și nu numai dânsul spune, știm și noi și am văzut că se întâmplă, unii s-au învățat în viața asta numai să culeagă.
Trebuie să știi că au niște obligații să țină acele animale pe anumite teritorii, să le asigure hrana pe timpuri mai puțin prielnice. Și lucruri care nu se întâmplă. Că de aia apare și ursul, deci intră în cea cratița de foc, tot din motivul ăsta. Că de altfel, să știți că habitatul animalelor sălbatice este foarte bine respectat de către oameni. Nu de către oameni, de către locuitorii pădurilor sau, știu, suprafețelor cu vânat. Numai că la disperare, vedeți că iese la drumul mare, cum se spune, și își caută hrană. Eu nu văd aici, niciodată n-am văzut că ar fi vina animalului, decât accidental. Na, animalul e animal, până la urmă. Dar acolo unde se întâmplă lucruri de genul ăsta, unde suprafețe întinse pe zeci sau sute de hectare sunt distruse, înseamnă că acolo este un număr foarte mare de porci. Sigur că da. Așa. Iar cei care gestionează chiar nu fac nimic ca să-i țină. Erau legendele alea că doar când ieși și asculți pe unii, dacă ai nevoie de ceva, să fii bine dispus, ai nevoie de ceva divertisment, asculți niște șmecheri din ăștia, așa, care spunea, băi, îngrădiți, dacă vreți proprietarilor să nu vă îngrădiți. Dar să ne îngrădiți. Da. Îngrădiți. Bine, măi, și tu unii, vânatul tău unii o să stei dacă eu îngrădesc. No. Cum aseară am fost martor la o chestie foarte simpatică, apropo de cormorani. S-a găsit cineva, fii atent ce idei, mă, nu, lumea asta e dusă rău, pe cuvântul meu, ăla trebuia internată la urgență, băgată în sacul de forță. Spune-ți că, domnule, am găsit o soluție pentru distrugerea cormoranilor. Dar ecologic, făcea el. Adică, cum doar, doresc să le schimbăm ouăle. Să le da. Și stau de vorbă cu el, zic, domnule, cum să le schimbi ouăle? Păi ce că iei ouăle lui și pui ouă artificiale. Spune, omule, zic, din câte știu eu de la sărbătăciunile astea, sunt mai inteligente decât tine. Ăla simte dacă omul este al lui, simte temperatură, îi simte mirosul. Deci numai dacă ai umblat la cuibarul ăla lui, le-a părăsit. Da, da. Și zic, bine, hai, să spunem că n-a observat. Și dacă pui alea artificiale, la ce să-l miclocească? E uite așa, să aibă și el senzația că clocește. Tu nu-i. Nu să nu sufere traume. Și atunci mai era cineva în discuție, nu-mi permis să-i dau numele. Așa și zice, domnule, să te văd pe dumneata în delta Dunării, că te urci la 40 de metri într-un copac. Și tot așa? Și ești schimbi ouăle. Și tot schimbi ouăle. Adică nu, sunt bolnav cu capul și sunt trei specii care sunt. Dar știi ce stăruia? Omul ăla era sigur că lui i-a venit salvarea istorică. Deci nu, ăștia trebuie, nu știu. Nu, trei sunt speciile, cormoranii, mistreții și ursul în România. Pentru că chestia aia cu noi am râs, mă rog, a fost pusă mai plastic așa, de aia ne-a distrat declarația aia ministrului, dar într-adevăr, pentru locuitorii deltei și cei care sunt prejurimile apilor acolo, această specie aduc pagube foarte, foarte mari. Am înțeles consumul. Exprimarea a fost nefericită. Bun, da. Trecem peste. Cine a înțeles, a înțeles. Dar și e o problemă. Pentru că Uniunea Europeană ne-a obligat, ba cu Natura 2000, ba cu biosfera, ba cu bio nu știu ce. Pentru asta trebuie bani. Fără ce face? Nu, dar Uniunea Europeană ne dă bani. Unde? Nu, pentru specie. Nu, pentru ce acolo nu. Pentru ce acolo nu. Nu, acolo trebuie găsită altă sursă. Alte soluții. Simt. Alte soluții și rezolvată problema. Nu, dacă să vedeți cum se iau măsuri. Din măsuri din astea, aici acum la Camera Deputaților, vinisese un vașnic vânător al României să-mi demonstreze nouă cum un câine de la ciobănez, că avea 100 și ceva de kilograme, abia mergea sărac, era cu un iepuri în gură. Că bă, păi eu-s vânător, bă, păi eu n-am timp să scop pușca. Și iepurile a bugit. Dar păi pot să scoară câinele la tot, tu termin concediu, mă. Adică venim cu niște lucruri de genul ăsta în care pur și simplu nu stârnesc decât ilegalitate și din păcate unele din ele, aceste acești păcălici au succes. Au succes și ies nu acte normative că după aia stai și te descalți
că nu găsește ce-o fi vrut omul ăla să spună. Domnul președinte, problemele sunt acute, sunt prezente și ele trebuie rezolvate, pentru că produc pagube și nu o fac de ieri de astăzi, o fac de ani de zile. Și trebuie să ajungem o dată la un numitor comun ca să putem să le rezolvăm. Asta cu animalele sălbatice și cu animalele domestice trebuie rezolvate. Pentru că creează, pe de o parte, pagube imense, iar pe de altă parte creează disensiuni între diferitele categorii de agricultori. Pentru că noi, cultivatori, noi cei care suntem cultura mare, intrăm în conflict cu crescătorii de animale. Că nu toți sunt... Lucru care n-ar fi normal. Exact. Și n-ar trebui. Exact. Noi nu ne dorim lucrul ăsta. Exact. Să luați o inițiativă la un moment dat, dar au rămas în stadiu de fașă. Pentru că acum nu este un fenomen generalizat în rândul crescătorilor de ovine. Dar sunt și proprietari de ovine sau caprine, ce au ei acolo, în care n-au niciun metru pătrat ca furajare. Exact. Și pe timpul ăsta... Despre ăștia cred că e vorba. Da, oamenii da, da, sigur că da. Care le oferă animalelor bunăstare, dar domnul Ovidiu, acest proprietar îl găsești la Apia. Exact. Îl găsești la Apia și ia subvenție. Ori cred că Apia ar trebui să-i condiționeze. Exact. Corect. La un anumit număr de animale să aibă pe care suprafață, dar să fie unitară, să aibă o anumită suprafață. Și să fie unitară. Care adică să poată să asigure furajarea. Exact. Eu cunosc cetățean pe lângă mine, pe acolo, doamne, n-a stat o secundă. Deci el nu are... El nu are... are 200-300 de oi, nu știu cât are acolo, și nu are un braț de paie să pună o cloșcă. Și tot le ține pe un deal acolo, era zăpada de 50 de centimetre și stă rău. Ăia, în primul rând, cred că e legea aia. Da, protecția animală, pentru că se intervină. Eu cred că ar trebui Policina. Să intervină și ăia, cum își bat joc de acele animale. Nu le ține nimeni, păcătosule. Stai toată iarna la puturos. Nu creează condiții de bunăstare animale. Așa? Da. Așa este. Deci, cred că și acolo ar trebui să intervină, pentru că sunt foarte multe situații și mă bucur că și dâșii le-au observat, dar fenomenul e destul de extins. Da, sigur. În care, dar sunt care au mii, ei mii și nu au un balot de paie măcar. Domnul președinte, deci și dacă se duc la Apia, să zic că are 22 și trebuie să aibă 40 de hectare, el se duce și zice, da, domnule, am 40 de hectare, dar cum le are? Are o bucată aici, un hectar aici, are un hectar la 2 km și așa mai departe. Majoritatea, domnule, majoritatea nu au așa ceva. Care știm în cazul noi acesta. Și care o fac? Da, dar să știți că aici, fără să ne... Trei sferturi, ceva? Un om gospodar, dacă vorbim de un om gospodar, chiar dacă are bucățica aici, acolo, este cultivată cu furajă, o strânge, corect. Da, o strânge timpul. Da. Și eu vă lucrurile la fel. E greu să-l obligi pe om să aibă compactată întreaga suprafață. Că nici dumneavoastră nu lucrați suprafețe neapărat compactate. Dar el ca să pășuneze. El ca să pășuneze, bun, da, atunci trebuie unitară. Și mai e o situație. Trebuie găsită o altă soluție ca să poată să-și hrănească. Cum face transferul animalelor? Pe unde le fac? Soluția te trimit toți la justiție. Frici la justiție. Tu te duci prima dată la organele de cercetare, îi găsești pe aia de la comună. Am mai discutat aici de niște amenzi simbolice. Da, dar nici nu îi dă simbolice, că spune, dar tot polițistul vine până la urmă la tine și zice, băi, lasă-l naibii pe Gheorghe ăla, la fină căjă, nu știu ce. Trăiești cu vederea. Hai la Dumnezeu. Cam așa se iau. Pentru că și când te duci la... Stau de vorbă și cu polițiștii de acolo. Zic, domnule, ce Dumnezeu să faci? Bă, doamna procuror își bate joc de mine. Da. Ăla nici nu a văzut oaie în viața lui. Are valoare mică. Ăla nici n-a văzut... De paguba. Nu, nici nu-i bagă în seama. El nici n-a văzut, oaie în viața lui. Deja dă verdictul. Clasează. Și practic ăsta umblă nebun, face cercetări. Și atunci nici ăla nu se mai implică văzând care sunt consecințele. Și atunci muncesc ca ai un la popă. Vine pe calea amiabilă să se împace propinenți. Da, dar nu e bine pentru că așa cum el are un business în animalele alea, da? Și eu și-am făcut o cheltuială și eu am făcut o cheltuială pe cultura mea. Sigur că da. Și nu are niciun drept el ca să-mi distrugă mie cultura. Deci, așa trebuie gândite, că eu chiar le-am spus la câțiva de paravenit pe acolo, mă mai întâlneam cu ei, acum mă întâlnesc de ce mai rar, le-am spus, dar dacă eu aș veni și ți-ar intra ție să-ți iau brânza de pe, ți-ar conveni?
Cum e intrat tot și mi-ai distrus? S-ar întâmpla ceva? Vin și eu și ți-au brânză, ți-au și eu... Bun, dar au fost multe conflicte între proprietarii de terenuri și... Da, și ați văzut cum s-a terminat. Și cum s-a terminat. Asta vine de mult. Asta cu ciobanii la noi vine de pe vremea... De pe vremea elaltă, în care pășteau... Nu-i vina ciobanilor, e vina crescătorilor sau a proprietarilor de animale, pentru că... Acei nu crescătorii împing pe... Cei care umblă să nu spună mie, și chiar dacă o să pară că îi jignesc aici, nu sunt oameni gospodari. Aia... Mă rog, nu vreau să mă exprim ca să nu dau. Nu poți nici să-ți bagi joc de animal și apoi nici să nu fii sigur pe o producție, că doar de aia te chinui la oile alea acolo. Să știi, băi, că ai miel sănătos la ea, știi, că aici e mulge de la ea, cu ce să mulgi? Cu ce să mulgă ăla? Chiar ești curios. Doamne, noi suntem proști cu genetica. Cu ce va mulge ăla? Dar constat tot timpul pe rodă niște pământ acolo pe un deal. Genetică, nu mai facem, nu mai investim în cercetarea românească. Deci trecem peste. Păi n-ar trebui să, de ce să trecem peste? Că e o realitate, adică vrem să fim competitivi, dar cercetarea românească nu există. Genetică. Cum facem asta? Discutăm în alte, la societăți. Păi bun. Un alt subiect pe care aș fi vrut să vi-l ridic e legat de acest sat din Arad. Dacă ați auzit, dacă cunoașteți ce s-a întâmplat cu cazul Nadăș, în care locuitorii au rămas practic fără sat. Au pierdut în instanță proprietățile, terenul. O familie a revendicat, a câștigat în instanță și pe cale de consecință... Și unii curiozitatea dumneavoastră. Nu, e aplicarea proastă a legii. Mi se pare normal să... Normal, depinde cum definim normalul. Sau a devenit normal? A devenit normal. Asta vă întreb, e normal așa aia ceva? Aia ca normalul a devenit normal. Normal, păi asta e întrebarea. Dar ce, este singurul caz, dar câte mii de proprietari nu au apărut, care nu au avut nici neam de neamul lui, nu au avut un metru pătrat să-și facă un WC măcar și au ajuns latifundiar. Nu tot la fel? Bun, dar ce se va întâmpla cu oamenii ăștia de acolo? Ei. Nu e simplu. Trebuie să existe o formă extraordinară. Acolo, dacă nu mă înșel, inclusiv curțile lor au fost retrocedate. Exact. Da. Suprafață totală de 1762 de hectare, teren și pădure. Eu întreb dacă și cel care a dat sentința asta, dacă nu și ăla trebuie să umbli în sac de forță. Da, cred că umblă liber pe stradă. Adică cum poți gândi așa ceva? Dar parcă se atacase din nou și parcă recâștigase. Nu, au rămas așa cum a fost la început. Exact. Da, păi pornește de la o mare greșeală care s-a făcut. Da, nu-i nimic de mirat. Da, o mare greșeală care s-a făcut la început. Știți că la anterioara discuție vorbisem despre... Dați-i voie, domnul Angel. Deci, la legea fondului funciar la început trebuia întâi să se măsoare tot și pe urmă să se retrocedeze. Știți cum s-a retrocedat la noi? Eu știu cum a fost în Călăraș. S-a retrocedat pe ceea ce era la OCP. Deci nu pe măsurătoarea efectivă care nu mai exista. Și în momentul când te duci, pentru că spuneam în legea, acolo unde sunt construcții, ele nu se dărâmă și rămân a proprietarul respectiv, indiferent cum au fost ele, le-au parvenit acolo. Pentru că oamenii aia, partea bună credință, au cumpărat locurile alea. Acolo e ceva, cum spune domnul președinte, îi dau dreptate aici, cred că trebuia mult mai mult discernământ la justiție, mult mai mult discernământ, să gândească, să se pună în situația că ar fi fost părinții dânsului acolo. Sau au fost frații, că au fost cumnații, rudele, să te trezești așa. Nu poate niște oameni care au venit o viață să rămână fără nimic. Că oamenii sunt pe drumul. Ei, dar stați dumneavoastră că tragedia nu e acum. Deci tragedia se va petrece... Odată cu cadastrarea? Odată cu cadastrarea, când o să constatați dumneavoastră... Norocul nostru e că această cadastrare întârzie. Da, e și nedin. Se face, da. Ea întârzie și lasă impresia că încă, și trăiesc foarte mulți cu asta, că încă sunt proprietari. Dar se va trezi atunci, când se va încheia, fără proprietate. Și cifra, adică procentul pornește cu două cifre. Care vor rămâne fără proprietăți, pentru că nu mai încapcă. Sau hai de mine. Băi, omule, găsești 5 proprietari la același semn. Că acolo i-au pus. S-au schimbat, au plecat. Da.
Au venit o comisie. Comisiile alea erau de la primărie. Erau niște bătrânei pe acolo. Exact. Și fiecare își făcea parte. Așa. Am mai discutat. Îi dădea lui Ileana, lui Vasilea, dă-i și lui Cumătra, dă-i și lui aia. Las că îți dau acolo, îți pun acolo. Ele n-au fost regi de retrocedare. Dar știi că am avut și piste ideal în Comuna Elantă. Nu-i nimic, ataș din gură, lasă-l ea, și faci ciocul mic și așa, nu mai e mult de trăit, dar eu îți fac alt. Bă, hai să vedem ce se întâmplă când se termină cadastrarea. Numai puțin adevărat. Noi tot îi tragem cu cadastrarea și o așteptăm ca pe o minune. Dar ar trebui un cod funciar făcut care să vină să rezolve problemele, să știți. Vreau să spun că s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, s-au pus pe 5. Dacă vă aduceți aminte, poate domnul Vaciu își mai aduce aminte, au fost două hotărâri de guvern. Două hotărâri de vedere, era 27-28, ca primarii care nu puneau în posesie erau amendați. Și au toți, la un moment dat, s-a dat seama că vrea să pună în posesie, că aveam decât adeverințele, și nu erau specialiștii. S-au adus și specialiști de la armată. Foarte mulți specialiști nu prea s-au priceput. Că nu poți, dacă ești și faci băbește, când pui în posesie și ai parcela respectivă și l-ai pus pe Ionică Georgică și scrie acolo pe cine l-ai pus, n-ai cum să te încurci. Am văzut și eu situații de asta și la Călăraș, cu 3-4 puși pe același. Și-o transferat terenul. Da, știți care e chestia? Deci l-a adus de la Botoșani și l-a adus la București. Toate suprafețele așa a fost o mare greșeală. Transferat terenului, care l-a luat geantă. Paliză, da, l-a luat geantă, în sacoșă. Asta, dar toate suprafețele s-au făcut pe niște schițe. Ele nu sunt hărți. Harta, ce înseamnă harta tehnic? Schițele alea pe care s-au făcut, care sunt la primării și la OCPI pe hărți. Da, da. Atenție, punerea în posesie s-a făcut pe hărți la OCPI. Erau cu două vize. Vă spun că știu foarte bine lucrul ăsta și mergeam la OCPI. Domnul Anghel a fost primar o bună perioadă. Știu foarte bine. Dar s-ar putea, dar pentru că țineam foarte mult așa, pentru că din momentul în care a început să dau teren, am spus, nu avem 150 de hectare. Păi de unde? Păi uitați că în anul 1984, 1985, 1986, 87, 88, 89, inginerii șef de CAP aveau ca și target, să redea circuitul lui arabil. Păi de unde trebuie să redăm? Că nu mai aveam de unde. Și atunci treceam din burtă, cu acordul primăriei, cu acordul să-și ia și amărâtul la banii. Da. De inginer, șef de la CAP. Să-și ia și el banii care nu-și fi luat. Și atunci de-aia am spus că trebuia măsurate. Și am spus directorul lui, care cunoștea foarte bine, că a fost director și înainte și după Revoluție. Știi că am pus acolo, dar păi de ce nu? Nu avem 150, nu se poate. Și am început și am pus tot în posesie. Exact, la fix a dat 149,50. Deci ce facem în situația asta? Și atunci norocul nostru a fost că ni s-a retrocedat în Izlaz și am putut să luăm din Izlaz, care era tot arabil. Pentru că venise cu ideea cineva, dom'le, știți, să le dăm bani. Cum să le dăm bani? Că erau nimica toată în 1996. Era prețul la pământ, 4 milioane, 5 da. Milioane, 6 milioane. Să le dăm la Iase. Cum la Iase să ducă 30 de kilometri? Când ăla spune, eu am avut pământul aici și recunoaște. Deci acesta. Și eu îi dau dreptate, domnule, și eu... stau cu inima strânsă, ce se va întâmpla când se va cadastra? Nu, dar eu vă întreb. Nu, eu n-am emoții la acolo, dar am emoții ce se va întâmpla pe județ. Piesă pământul sau... Da, e posibil, da, să zici, domnule. Dar trebuie făcut un cod funciar care să vină să rezolve problemele. Da, trebuie făcut, dar noi nu putem să facem cadastrare. Și trebuie să începem cu niște lucruri. Și nu avem un inventar agricol. Nici nu avem și nici nu avem specialiști. Ce se întâmplă acum la OCPI? Dacă te duci pentru o carte funciară, e 45 de zile și 60 și numai e la 30 de zile, cum zice în lege. De ce tot vă năcăjiți atâta cu fondul ăsta funciar? Păi vreau un cod, vreau să știu omul pe ce. De ce? Pentru că asta e esența, domnule. Pentru că să știi că dacă mai întârzi mult legea vânzării terenurilor, nu mai ai nevoie? Da, da. Da, bună asta. Până ce te omoră. Deci, da, da. Dacă mai întârzi mult, își pierde obiectul. Să da, bun, deci și... să înțeleg că e bine că nu avem cadastrare, că în felul ăsta n-avem lege, stă mai liniștiți. Legea vânzării terenurilor. Se mai face și legea comasării, se comasează ca să vândă și mai repede. Către străinii. Am văzut-o că e pe inițiativă. Las, am văzut-o și eu. Poate să aibă și ea, poate să stea în sertar. Am văzut-o și eu. Și nu sunt de acord cu vânzarea. Dar nu poate să stea în sertar, stau acolo în sertar. Nu, am văzut-o, nu. Cu vânzarea către străini. Acum, hai ca să sunt de acord cu concesionarea, dar nu cu vânzarea. Auzi, doar asta ne mai trebuia. Atât, da. Deci, exact asta ne mai trebuia. Legea comasării. Da. Am văzut și eu proiectul astăzi. Și asta ne mai trebuia. Bun, vreau să-mi explicați de ce priviți lucrurile în felul ăsta vis-a-vis de legea comasării terenurilor după publicitate, când tot după publicitate vorbim și despre legea vânzării terenurilor, că e de ceva timp pus acolo într-un sertar și n-am mai aflat mare lucru despre ce se întâmplă cu respectiva lege.
pauză și revenim. E în prima.